Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte, valorile termice vor fi mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă a anului, astfel că minimele se vor încadra între 11 și 19 grade, ușor mai scăzute în zonele depresionare, spre 6-8 grade în cele din estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, rafale de 60-80 km pe oră, îndeosebi în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, și izolat, în general, cu 40-50 km la oră în nord-vestul teritoriului și în regiunile estice. Spre dimineață se va forma ceață pe alocuri în est și sud-est, pe văi și în depresiuni și pe aride strânse în celelalte regiuni. Mâine, vremea va fi predominant frumoasă și deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii septembrie, călduroasă după amiaza, în special în regiunile sudice. Valorile termice în creștere față de ziua anterioară se vor situa în general cu 7-10 grade peste mediile multianuale. Temperaturile maxime se vor încadra între 24-25 de grade pe litoral și 33-34 de grade local în Câmpia Română. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, cu rafale de 60-80 km pe oră, cu precădere în Carpații Orientali, și temporar cu viteze în general de 40-45 km pe oră, pe alocuri în vest, nord-vest și în estul teritoriului. Conținutul de umiditate în cultura de porumb neirigat va prezenta valori scăzute în Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Banatului, local în vestul Crișanei, izolat centrul și sudul Transilvaniei. În funcție de data semănatului, agrotehnica aplicată și precocitatea hibrizilor, porumbul se va afla în diferite faze de vegetație, respectiv înflorire, mătăsire și maturitate în lapte, precum și maturitate deplină. Sfecla de zahăr va înregistra alungirea și îngroșarea axei hipocotile, local fiind posibilă declanșarea fazei de acumulare a zahărului în rădăcină. În principalele bazine specializate, cartoful își va continua fazele de înflorire și uscare a vrejilor, precum și începutul maturității tehnologice la soiurile de vară. Vița de vie va parcurge creșterea și dezvoltarea boabelor, local fiind posibil începutul acumulării zaharurilor, acestea fiind sistate temporar doar în zilele cu precipitații. Recomandări de specialitate: lucrări de recoltare, transport și depozitare la grâul de toamnă și fructele de sezon, eliberarea suprafețelor agricole de resturile vegetale, pregătirea terenurilor în vederea însămânțărilor de toamnă, îndeosebi pe arealele agricole cu o bună aprovizionare cu apa a solului, efectuarea lucrărilor de întreținere la culturile prășitoare și speciile pomii viticole. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica